odată 5 ani, eu știu, cred că știu într-o banție, și odată 5 ani se face desecarea, se râpi începând de la să-și iei gardul domnul Cuiceanță, asta trece prin Comisia de Drept. Comisia de Finanță trebuie să văduci finanțare, dacă nu se mai acumulăm la oameni, pentru așa să dăi și oameni, să ne așa la corp. Și Comisia Agrară, dacă se vadă acolo, mai sunt cu oameni început să... dacă ei pot iau cam toți oamenii care n-au pământul, n-au casă partează. Și început să are și spune, Popșoi, peste mare oribii. Dar ca să mă arăt drăglaia și la scurație, trebuie să le strice. Și trebuie Comisia Agrară, eu cred că ai suprindă, dar să propui la oameni ajută să nu sătească cu mare nimic pe oameni. De aceea eu propun ca să spune la desecarea răbii în viitor, să faci proiectul cu toate comisiile și să vedem la șmuzoră. Noi subiecte să l-am discutat la comisiile... Nu faci nimic aici, sunt trei comisii, trebuie să fie complicat. Trei. Și de asta nu mai trebuie un consiliu. Deci comisia atunci am înaintat să vă mergeți să se audă în produceți. Și nu trebuie explicați că la Siria am ajuns la întrebare și ea. Nu, asta e numai prin proporțiune, că o să-ți lintă, nu faci nimic. O traduceți să vă produceți. Spune întrebarea, că propunerea domnului Dolac să fie îndrăduță în ordine de zi. O să discutăm o studentă la care este ceva de disecare și proiect de 50. Aici, așa este ordine de zi, pentru că e vorba de bani. Aici. E bine. Atunci sper că la subiect ce ați putem atunci. Domnule Oră! După început o anul din fostă Comisia Agrară, a fost format de bunul imobil la patru tenerilor, la patru tenerilor. Până în ziua de azi, întrebarea de scoată de situație se întâmplă, nu este pusă. Deci, chiar nu s-a trebuit să nu o stație din bunul imobil, cel prima doamnă de urbanism, și eu propun domnul Iacolos de din pus întrebarea în cauză, de pus la urmă. Comisia a trecut cu întrebarea asta. De-au trecut, da? Și se expiră. Eu propun de pus întrebare cu privire la soare de distanță și soare de dacă nu a fost cineva format din bolul imobil. Dar nu a fost cineva, nu a fost nimic. Lasă-i dați-i lui domnul de acolo, eu nu cunosc. Domnule, vă rog, la subiectul ăsta. Nu, dați să facem ordine de zi ca lumea și urma să începem. Dar să o introduci și trebuie să dăie explicat. Domnule, vă rog, explici. O promus dacă strălți atenți ce înseamnă o ședință extraordinară, o să vedeți că foarte cu mari încălcări vă trebuie. Deci, pentru că nu orice întrebare se poate exista o ședință extraordinară. La ședința extraordinară se pun întrebări arzătoare care nu pot fi amânate până la ședința de bază. Ordinar. Adică întrebarea respectivă nu este de urgență și nu poate fi inclusă în ședință extraordinară. Mulțumim. Mai departe, vă spun un lucru treabă. Ceea ce spune dumneavoastră că ceea ce e format nu este normal, e tot normal. Spus, sunt extrasele. Extrasele au un termen de două luni de zile, dar chiar nu se pun, trebuie să iei extras. Dar formarea este formare și este înregistrată. Știu că s-a făcut șoseaua, s-a promis că acolo scurță, poate așa, scurță tot.